Wow, aici avem un souvlaki de pui. Și o chiftea umplută. Wow, aici avem midi. Asta este o ceafă. Wow. Și aici avem un cotlet de porc. Wow. 10 feluri de mâncare pe care trebuie să le mănânci în Grecia. Hello, beautiful people. După cum bine știi, numele meu este Dragoș, sunt în căutarea interesantului. La 12:30 deschidem. Unul fără ceva. Acum e 12:20. 10 cele mai interesante porții de mâncare pe care noi le avem aici la taverna Cuclis, în Paralia Caterinii, și pe care tu trebuie să le încerci dacă vii în Paralia. Și primul lucru este musacaua. Musaca grecească de cartofi cu carne și beșamel. A doua mâncare tradițională pe care ți-o recomand când ajungi în Grecia este, bineînțeles, o chiftea umplută cu brânză feta. Asta se prăjește acum, este imensă, costă 9 euro, vine cu cartofi și salată și este umplută cu brânză feta. Este foarte, foarte șmecheră. Al treilea fel de mâncare pe care trebuie să-l mănânci în Grecia este, bineînțeles, souvlaki, care arată cam așa. Acesta este al treilea fel de mâncare pe care trebuie să-l mănânci dacă ajungi în Grecia. Souvlaki, de pui sau de porc, dar de porc este cel tradițional. Al patrulea fel de mâncare pe care trebuie să-l încercați în Grecia este, bineînțeles, calamar umplut. Calamar umplut cu brânză, feta la grătar. Doi calamari umpluți cu brânză, feta și roșii la grătar, doar pentru voi. Este unul dintre mâncările pe care trebuie să le încercați. Acum o să-l umplem. Și aici avem niște calamari umplut. With feta. Trecem la felul de mâncare cu numărul 5 pe care trebuie să-l mănânci în Grecia. Nu ai cum să vii în Grecia fără să mănânci o doradă. Dacă ajungi vreodată în Grecia, trebuie neapărat să încerci dorada sau țipura, cum îi spun grecii. Wow, noi aici la restaurant o servim curățată de coloana vertebrală. O deschidem așa și pe stânga și pe dreapta. Și apoi extragem coloana vertebrală, sos de lămâie cu ulei de măsline și o ducem la masă. Wow. Avem o porție de creveți curățați. Aici. Mamă, ce v-am adus aici, creveți. Creveți. Ah. Așa, l-ați văzut? Mamă. Și sardine. Bun, asta o luați dumneavoastră de aici. Asta de aici. Vă mulțumesc. Și avem și un cartof umplut. Vă rog. Pe locul numărul 6 se află salata grecească, cu brânză feta, roșii, castraveți, ardei și măsline. Un alt lucru pe care nu trebuie să-l ratezi dacă ajungi în Grecia.
Am ajuns deja la locul cu numărul 7 și pe locul cu numărul 7, la mâncărul pe care trebuie să-l mănânci în Grecia, se află sardele la grătar curățate de coloana vertebrală, puse una peste alta și prăjite la grătar. Un alt fel de mâncare pe care trebuie să-l mănânci în Grecia. Un platou? Da. De ăla de două persoane? De ăla de două persoane, da. Ok. Bezi ceva? Alb, roșu? Alb. O jumate, da? Salată grecească. Gyros, souvlaki, musaka, caracatiță, calamari, hamție, doradă, calamar umplut, midi, sardine, mix fructe de mare, carne, șnițel, miel, risotto, chiftele, risotto, taverna Cuclis. La taverna Cuclis, aici la noi, avem meniuri pe românește, pe sârbește, pe ungurește, pe bulgărește. Și avem și astea cu poze pentru toată lumea. Aici avem pe engleză, pe germană, pe poloneză și pe rusă. Cea mai vândută și cea mai servită porție de mâncare din Grecia. Calamari. Așa arată cea mai vândută și mai apreciată porție de mâncare din Grecia. Calamari prăjiți. Wow, arată minunat. Salată verde, 4 euro. Salată de roșii cu castraveți, 4 euro. Salată de varză, 4 euro. Salată grecească, 7,50 euro. Salată rocamaruli, 7,50 euro. Și rucola cu maruli, parmezan și roșii din alea uscate. Salată de ton, 7,50 euro. Crochete, 5 euro. Cașcaval pane, 5 euro. Brânză la cuptor buiurdic cu legume, 5 euro. Super faină, vine așa într-o oală de lut. Ardel din ăsta umplut cu brânză, feta și cașcaval, 5 euro. Vânătă la cuptor cu brânză și usturoi, 5 euro, nebunie. Dovlecei pane, 5 euro. Fasole, 5 euro. Supă de pui, 5 euro. Supă de pește, ciorbă de pește, 5 euro, super bună. Eram la musaka tradițională grecească, 6 euro. Și acum vedem cum se curăță niște creveți. Creveți. Creveți de rumanica. Yes, good boss. Deci așa arată un crevete sau garide, cum îi zic grecii. Se curăță căpățâna asta aici și după aia se scoate primele două ațe, cum se spune. Poți să iei chimia mele, da? Exi? Da. 2, 4, 6, 7. Și asta este o porție. Bun, le-am curățat, le-am pus pe parcuriuță și acum le pregătim de gătit. Trebuie să le băgăm în făină. Așa. S-au prăjit. Sunt gata de papa. E
Deci aici facem creveții în sos de roșu sau în buiurdii. Buiurdii sau în sos de roșu? Da. Ulei de măsline. Grasic. Vin alb. Sare. Piper. Oregano. Spaghete cu fructe de mare, 10 euro. Și acum ajungem la carne. Miel, 15 euro. Suflachii, niște frigărui, cartofi, salată, 8 euro. Suflachii de pui, de porc, costiță de porc, 8 euro. Ceafă, 6 euro. 6 euro ceafă, de aia grecească. Chiftele, o chiftea umplută de asta tradițională grecească, umplută cu brânză. 9 euro, piept de pui, vită. Și acum avem și chiar și gyros, 8 euro porția, cu tzatziki, cu cartofi, salată, ceapă, tot ce trebuie. Și acum ajungem la pește. Asta e cel mai important, pește. Avem sardine curățate de coloana vertebrală, puse una peste alta, pandremena, zic ei, ca și cum ar fi căsătorite, gen, puse una peste alta, 10 euro. Hamție, 10 euro. Toate porțiile sunt 300 de grame. Rechin, 10 euro. Rechin, cartofi și salată. Pește spadă, la fel, 10 euro. Cod, 10 euro. Cartofi și salată. Dorada, 10 euro. Lup de mare, 10 euro. Un pește, la 350-400 de grame. Super șmecher. Calamari, calamari la grătar, un plus cu brânză feta. Favoriții lui Victoria, 12 euro. Calamari prăjiți, 10 euro. Toate 300 de grame, midi, 10 euro, caracatiță, 15 euro, midi în sos de roșii, 10 euro, creveți în sos de roșii, saganaki, 15 euro, un platou de fructe de mare pentru două persoane, pe care ai caracatiță, creveți, calamari, midi, hamții, cartofi, salată, 25 de euro, și calamari la grătar, 15 euro, un calamar așa mare, proaspăt. Avem și niște meniuri de astea combo. Calamari, cartofi, salată, suc sau bere, 14 euro. Valabil și pentru midi, valabil și pentru hamții sau rechin. Cartofi, salată, suc sau bere, 14 euro. Și dacă nu vrei fructe de mare și pește, avem și carne, musaca, meniu, 10 euro, salată, cartofi, musaca, suc sau bere, piept de pui, 12 euro, suflachi de pui, de porc, cotlet, schnitzel, 12 euro. Și o bere, 4 euro. Grecească la halbă, la jumate, bineînțeles. Cam așa arată prețurile pe vara aceasta la Taverna Cuclis din Paralia Caterinii. Un alt lucru interesant și important pe care trebuie să vi-l spun este că restaurantul Cuclis deschide la 12:30 și închide la 10:30. Și pe locul cu numărul 10, dar nu cel din urmă, este farfuria pe care o găsiți aproape în toate restaurantele și tavernele din Grecia. Este un mix cu fructe de mare. Un platou cu fructe de mare în care ai de toate. L-avem și noi aici, costă 25 de euro. Trebuie să spun că topul acesta nu este în ordinea celui mai bun sau celui mai rea mâncare. Este în ordinea în care am crezut eu de cuvință că este mai interesant. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să lași un like și un subscribe. Iar dacă nu apeși clopoțelul de notificări, nu vei fi anunțat când postez un nou video. Săptămâna viitoare ne vedem cu un nou episod despre aventurile mele de pe aici. Yeah.